Astăzi, 4 decembrie, a avut loc la Galeria de Artă din municipiu un eveniment numit Sinfonia Anotimpurilor. Copiii și-au exprimat sentimentele cu privire la cele patru anotimpuri prin artă, literatură și pictură. Poate v-ați întrebat vreodată care este anotimpul preferat al copiilor? Să fie primăvara cu florile parfumate și cu trilurile colorate, să fie oare vara, a cărei căldură îi învie la joc și voie bună, să fie toamna cu bogăția ei nemărginită, sau iarna, a cărei ger nu-i oprește pe copii de la joaca din dedeluș. Dacă pentru noi adulții, anotimpurile sunt privite prin activitățile pe care le desfășurăm zi de zi, în lumea copiilor timpul curge altfel. Copiii au timp să analizeze toate schimbările din natură, copiii au timp să se bucure de toate schimbările din natură și ce este foarte important, copiii au timp să-și exprime sentimentele prin artă. Activitatea de astăzi, Sinfonia Anotimpurilor, ne învie pe toți să ne facem timp, să analizăm și să urmărim toate bogățiile anotimpurilor, prin artă, literatură, muzică și pictură. Eleva Oana Cepiu a descris într-un mod extraordinar ceea ce înseamnă artă. Arte, trepte spre noi înșine. Arta este proprie omului și a sărcit acestuia la situarea sa în timp și în spațiu, la constituirea propriei sale imagini. Arta nu cunoaște nici frontiere geografice, nici limite temporare. Arta este prezentă în toate domeniile culturii și a cunoașterii. Dreptul operei de artă, de a ajunge la sufletul celui cu care vine în contact, este posibil doar prin trăire, prin receptare. Dacă nu vibrăm consonant cu vibrația inclusă în structura operei, riscăm să nu percepem nimic dintr-o operă literară, dintr-un tablou, dintr-o statuie. Întâlnirea cu opera de artă nu înseamnă doar lărgirea cunoașterii, ci și autocunoaștere, sondarea propriei noastre ființe. Artele sunt drepte spre noi înșine. Și care dintre cititorii de poezie sau proză, care dintre ascultătorii de muzică și privitorii artei plastice, n-a fost salvat măcar o dată în viață prin lectură, prin audiție muzicală sau prin contemplarea unui tablou de morți mai grele decât moartea. Cine simte poezia artei are parte de zile madrigali, de ore catedrale, de momente de îngenunchiere în câmpuri de supină sau de adormit pe clăi de fund cosit, ori de scald în unde de cleștar auritor de suflete. Puțin lucru este să dea cineva șansa de a fi Rembrandt sau Bach? Puțin lucru era pentru Rembrandt sau Bach să le asigură ceva existența și mine peste sute de ani? Acest ceva este arta. Eu nu mi-aș dori altă nemurire, dar fiindcă nu sunt artist, ci receptor de artă, mă închid destinului care îmi dă șansa receptării estetice, prin care mă regăsesc frate cu geniile, înălțată până la ele, și sunt artă ca El Greco. Am privit și privesc galeriile de artă ca pe o sursă de bucurie. Aici simt mai mult ca o mână de forță a înălțării. Lucrând la acest proiect, atât eu cât și colegii mei, am învățat să privim, dar mai ales să înțelegem în ce constă unitatea compozițională a unei opere de artă. Am fost puși în situația de a intra în dialog cu opera de artă, de a ne familiariza cu instrumente specifice analizei creației literare, plastice și muzicale. Am focusit asupra naturii estetice, a culorii, a formei, a poziției unui element în ansamblu pictural. Am stabilit colerații între gama cromatică și personajele compozițiilor, am tradus în cuvinte imagini vizuale și auditive. În concluzie, am realizat lectura operei de artă. Proiectul Sinfonia Anotimpurilor, în viziunea artiștilor, s-a constituit într-o frumoasă lecție de viață bazată pe artă și reflexie. Spectatorii au fost invitați să guste din frumusețea celor patru anotimpuri, iar după cum era normal, au început cu anotimpul primăvara. Nimic nu poate întrece bucuria pe care o simt oamenii când văd primele semne de primăvară, după o iarnă grea, geroasă, cu multă zăpadă și drumuri trăinute. Cu toți așteptăm ghiocenii. Fiorul atingerii acestor flori cingașe te trezește la viață, îți dă speranțe, gândești frumos. Există un fior al primăverii pe care fiecare îl trăiește în felul unic. Pe tine ce te-a făcut să simți această primăvară? Propuneți ca de fiecare dată să te înveți de parfumul florilor și să privești cu nesaț fiecare pom în floare. Există o însorită într-o livadă, e o părticică dintr-un
rai visat de pământeni. Pictorul va pune pe pânză o clipă de nemurire, poetul va scrie un pastel de neuitat, iar tu, omule, vei simți că nu poate fi pe pământ un colț mai minunat. Oriunde te duci sau te întorci, să te încarci cu energia binefăcătoare a izvorului care îți dă viață și anume arta. Primăvara va veni cu alai de flori albastre și cu cerul însorit pe meagurile noastre. Ghiocei și păpării într-o galben pe cămâie, primăvara-s bucurie, hai să ne jucăm copii. Păsărelele umple câmpul de ciripiri, când toată lumea are, când sunt fericită prin ele, să vrea să vă văd și pe voi zâmbiți. A urmat o descriere frumoasă a anotimpului vara. Am în față pânzele lui Chian Samonet, îmbinate de bopseluri, de impresii, născute din vară. Văd de asemenea grădina poetului Dimitri Angel, o adevărată uvertură, un poem floral. Percep vara prin toate simțurile și văd frumusețile ei născute din frumusețile florilor. De la cuvânt, la imagine și la sunet, să încercăm să descifrăm frumusețile anotimpului vara, să privim cu ochii, dar să înțelegem cu sufletul și cu mintea. Vara soarele fervinte și la toți le aduce aminte, de nisip și valutare, ne adună pe toți la mare. Și noi ne aduce oare, dar ne ca vacanța mare, și excursii minunate, este vara ai dreptate. Cereșele, căpșunele pentru copilași și în părută bogat ce ți-ai împletit? Flori de câmp, flori de grădină, tot ce am găsit. Iar pe umeșanul tău e gata să pice. De ce atârnă așa de greu? E brodat cu spice. Vară, ești o delicată ca o sână său. Aurită, îmbujorată, ai farmecul tău. De asemenea, anotimpul toamna a avut o descriere demnă de frumusețea lui. Pe cerul toamnei rămasau doar vântul pulbear și al frunzelor baie cercând copacii goi de fericire. Grădina împodobită cu un văl de bruma argintie, umbra copacilor aștenută chiar peste inima poetului, foaia vește de eminescială punând cu ea nostalgii și regrete, omul trist ce se apropie de foc, iată doar câteva imagini ilustrate pe paginile creațiilor literare. Clipele curg și prin păr parcă plânge sufletul apei murind în pământ. M-aș cuprinde într-un delir al frunzelor când împletesc rugină și aș vrea să pot adăposti ca într-un curat potir din nesfârșita mării lumină. Dar să lăsăm muzica să foșnească precum frunzele în bătaia vântului, să gustăm din fructe aromate, admirând paleta coloristică a toamnei și împreună să ne bucurăm de frumusețile sale. Arugenit frunza din plin și rândunele le-au plecat, ustii sunt planuri și câmpii, ustii sunt florele din sat. De conduri, a lăsat argint pe munte și rugină pe păduri. Cerul și-a schimbat veșmântul, ploaia parcă stă să înceapă. Printre brați coboară vântul ca un foșnet lung de apă.
Același lucru putem spune și despre iarna, care nu putea fi descrisă într-un mod mai frumos. Peisajul hibernal, tipic românesc, cu zăpezi bogate ce acoperă întreaga țară cu ozale argintie, gheața asemenea oglindelor, pădurile cercelate și drumurile troienite și străbătute doar de senii cu zurgălăi, precum și veselii colindători, încântă întotdeauna cititorii de orice vârstă. Dar nu numai peisajul rural, cât și cel citadin, apare în romanele contemporane, învăluit de aura argintie a zăpezii. Totodată clinchetul clopoțeilor ne deșteaptă în suflet, duioșia colindelor și cântecul popular românesc întregește atmosfera sărbătorească. De asemenea, arta plastică a surprins chipul iernii în picturi deosebite. Păstrând toate aceste gânduri în inimă, vă dorim o iarnă ca-n povești. Milioane de lumini pe stradă, milioane de păr pe zăpadă, magazine pline de sucării. Milioane de frunze de zăpadă, milioane de copii pe stradă, bulgări moi, pufoși de nea, gheață lete, dănucioasă și o vacanță frumoasă. Vă trimit să colindați, pe la case să urați. Eu aduc pe Moș Crăciun și brăduți în case pun. La eveniment au fost prezenți mai mulți profesori luând cuvântul pe rând. Primul discurs a fost susținut de organizatoarea Sextilia Crăciun. Mă bucur, nu spus de mult, să fiu în același timp în mijlocul atâtor anotimpuri. Nu știu dacă le-am putut trăi vreodată pe toate. Prin activitatea de astăzi, dragi copii, ne-ați introdus într-o arhivă sentimentală în care dragostea de natură se înscrie pe coordonate durabile. Anotimpurile, am observat cu atenție, se conturează în universul creat de voi ca o temă de o neobișnuită rezonanță poetică și asta nu poate decât să ne bucure. Simfoniile anotimpurilor, așa cum vă place vouă să spuneți, sunt în creațiile voastre spațiul pe care, cred că sunt în asentimentul tuturor, îl străbatem cu bucurie și emoție. Ați perceput natura prin toate simțurile și ne-ați făcut și pe noi în același timp să trăim emoții, să trăim frumosul. Și pentru asta nu pot decât să vă felicit. Ați demonstrat cu prisosință simț artistic în surprinderea notelor tuturor anotimpurilor. Natura, ați asociat-o, mă emoționez și eu ca și voi de altfel, în mod intim cu toate trăirile voastre puse pe cele mai înalte game ale muzicii. Dacă privim cu atenție în jurul nostru, observăm că spirale de lumină străbat din această simfonie a anotimpurilor, datorită talentului vostru, datorită muncii voastre. Verdele vostru are atâta distinție. Galbenul de pe pleoapa verii aduce căldură și bucurie. Delirul frunzelor de toamnă împletește rugină. Iernile voastre ning rotund, un zbor de păsări albe. Atunci când ninge, tragem cu toții o fugă în copilărie. Unde poate fi mai frumos? Ideal ar fi ca tot ce atingem cu sufletul să devină poem, să devină poezie. Voi ați reușit. Ideal ar fi ca Duhul Universului, astăzi, să-și mai adune odată puterea de a fi și să o toarne în lut proaspăt de prunc și în privirea din tâi a uimirii Lui, lumea născându-se iarăși. Clipa ne înfășoară în spectrul de frumusețe, în spectrul de culoare și nu putem decât să vă admirăm, să vă felicităm
Să vă urăm să rămâneți de-a pururea tineri și frumoși și numai voi puteți trăi cu atâta intensitate frumusețea tuturor anotimpurilor. De asemenea, a fost prezentă și doamna Ceică Loredana Mihaela, inspector școlar pentru arte. Bună ziua, dragi copii! Nu se putea ca un inspector de arte să nu participe la o activitate interdisciplinară la care artele se îmbină foarte frumos cu literatura. Suntem în al patrulea anotimp, da? Suntem iarna, știm că este luna cadourilor și este un moment în care dăruim, suntem mai buni, iar voi astăzi ne-ați dăruit nouă, celor mai mari, un moment deosebit, iar în lucrările voastre de pictură ați pus tot sufletul vostru. Vă mulțumim pentru că ne sunteți într-adevăr un exemplu. Vă doresc mult succes, sărbători fericite și să vină la toți moșii. Dar și profesori de la școlile din Rădăuți. La final, toți copiii au fost răsplătiți cu diplome. O concluzie în urma acestui eveniment este că oamenii se întâlnesc ca prieteni în singura lume ce le oferă satisfacție estetică, arta, iar adevărata prietenie se studiază în jurul valorii.